Vești bune pentru o anumită categorie de români. Apare o nouă pensie paneuropeană. Cine sunt persoanele care ar putea beneficia de venituri mai mari după ce legea va fi votată? Anunțul este făcut de Comisia Europeană. Potrivit unui proiect de lege adoptat de Parlament, persoanele din România care au lucrat în afară, mai exact care au avut contracte de muncă în mai multe țări din Uniunea Europeană, vor putea opta pentru un produs personal de pensie. Condițiile și costurile de reglementare vor fi aceleași ca în toate statele membre. A apărut o nouă pensie în România, vorbim despre cea paneuropeană. După ce legea va fi votată, mai multe persoane vor putea beneficia de venituri mai mari. În anul 2019 a fost adoptat regulamentul privind produsul paneuropean de pensii personale. Acest sistem voluntar este disponibil în întreaga Uniune Europeană și prin intermediul lui, cetățenii vor putea face economii pentru pensie. Acesta este, evident, un produs facultativ și se adresează în special persoanelor fizice care își doresc să strângă bani pentru a avea la bătrânețe venituri ceva mai mari. Așadar, cei care doresc să opteze pentru acest sistem trebuie să știe că plata pensiei aferente unui cont sau subcont național din România va începe la cererea participantului, fie de la data împlinirii vârstei standard de pensionare, fie de la data pensionării de invaliditate, iar contribuțiile la sistemul paneuropean de pensii personale sunt deductibile fiscal, relatează spynews.ro.